Și ține de diasporă. Câteva propuneri concrete, care mi le asum. Prima. Noi astăzi avem peste 1 milion de oameni care au muncit și muncește peste hotare. Eu n-am avut nici o întâlnire peste hotare și nu contează că e Italia, că e Germania, că e Franța, că e Marea Britanie, unii moldoveni mă luau deoparte după întâlnire, după partea oficială și spuneau, domnul Renat, noi am adunat în 12 ani de zile activând peste hotare o sumă care îmi spune 50.000 de euro. Erau oameni care îmi spuneau de 400.000 de euro. Și zic, domnul Renat, noi cumva cu marșrut care le-am trimis acasă, tăți ani, dar mă azi acasă nu putem să cumpărăm nici un teren, nici un apartament, nici un automobil, că nu ne spune, că da, voi nu puteți demonstra, dar la noi tot țara, majoritatea a lucrat la negru și voi asta știți când s-a început valul ăsta. De asta, orice cetățean din diaspora, care să nu fie rezident fiscal, are dreptul să cumpere orice bun în Republica Moldova cu sumă până la 200.000 de euro numerar. Nu contează, pământ, casă, automobil, asta e prima. Doi, cu coletele este, ca să tot și trimiteți de psihotare mai scump de 150 de euro, iar trebuie să leși câteodată încă pe atâta. Deci coletele să fie ridicate la 500 de euro, ca asta deja e ceva real. Vă știți că astăzi 40% dintre cei care vin de psihotare și pornesc o afacere la noi, îi pierd banii, sunt gloadă în datorii și pe urmă se duc înapoi pe 10 ani să facă bani, să întoarcă datoriile. Eu din 2019 propun să deschidem pentru început 3 centri de consultanță, nord, centru și sud, unde oamenii pot să primească consultații gratis, ca cineva pe oameni să-i îndrumeze, spui, băi, nu mai deschide spălătării auto, spre exemplu, sunt prea multe. Dar astăzi este necesară o frizărie, ori o farmacie. Deci centrele astea de consultanță ar fi un instrument care ar salva nu doar banii oamenilor care îi muncesc și vin cu dânși de psihotare, dar i-ar salva de cel mai important să nu se bagi încă în datorii pe atâta. Bună ziua, Andrei. În Moldova, în afară de agricultură, real privind sectorul real, nimic altceva nu este. Noi nu extragem țiței, nu facem diamante, nu construim avioane. Asta e realitatea. Există agricultura, dar datorită agriculturii se poate dezvolta și celelalte ramuri ale economiei. Vorbim de prelucrare, vorbim de comerț, adică se poate dezvolta un întreg lanț de industrie și de industrializare și de micro ferme de familie, micro producții de familie și ăsta este răspuns pentru cei care din diaspora spun ce să facă. Sunt multe de făcut, totul este să fie interes din partea celor de sus. Din păcate, noi, atâta timp cât o să fim conduși de ONG-iști și de oameni care în viața lor nu au putut să administreze 4 oameni, să dea salarii la 5-6 oameni sau să ajute pe cineva, omul ăla știe doar cum să pisuiască bani veniți din pod. Mi-mi pare foarte rău că cei de sus o simțit că vine acul la fundul lor și au început a ne murdări pe noi câte populații, dar nimeni nu și-a pus întrebarea: dar de unde ei au așa mașini în spate la guvern? Voi mergeți să vedeți acolo ce mașini au ei. Nu trebuie atâta să fim prostiți, trebuie să ne dea voie să lucrăm. Asta este esențialul. Și noi lucrând o să putem face pensii. Pentru că nu o să vină Europa să vă dea pensii mai mari. Asta este o aberație. Facem politica agrară, ce țin de agricultură, ca să atragem investiții. Dar cum să atragem investiții? Să vezi că omul este protejat, vezi că el se poate dezvolta. Și atunci o să vină și oameni în țară, o să crească bugetul țării și voi, diaspora, o să veniți acasă și să vedeți că se poate investi aici. Și atunci, fiind și pensii mari, lumea își vede viitorul în țara asta și o să revină toți acasă. E timpul nu să noi să mergem în Europa, că am fugit destui. E timpul să aducem Europa la noi acasă. Țara se duce de râpă dacă continuăm cu aceleași greșeli. E timpul să conduc oameni care nu au fost la conducere. Mulțumesc, domnule Sergiu! Renato Usatăi, doar pentru Moldova.